Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, ne întoarcem astăzi la evenimentele legate de nașterea Domnului Isus. Așa cum am văzut până acum, Dumnezeu a făcut toate pregătirile necesare venirii Fiului Său în această lume. Dar, care au fost reacțiile oamenilor la nașterea Sa? Ele au fost diverse, chiar cei implicați în mod direct în această venire a lui Dumnezeu în lume, neînțelegând ce se petrece adesea. Această neînțelegere, sunt convins, nu a venit din lipsa ascultării sau din alte motive. Altele decât că venirea Domnului Isus în lumea noastră este un eveniment unic, o minune pe care nimeni altcineva nu o poate reproduce. Nici astăzi nu se poate spune că este mai multă înțelegere. Poate pentru că înțelegerea aceasta are de-a face în mod direct și cu credința persoanelor implicate. Dar să ne întoarcem la ceea ce se petrecea în jurul nașterii Domnului Isus. Suntem încă la cel de-al doilea capitol din Evanghelia după Luca și începem observarea acestui text de la versetul 33. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simion i-a binecuvântat și a zis Mariei mama lui, Iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multor în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire, Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Dragi prieteni, Maria, mama Domnului Isus, a plătit un preț exorbitant pentru aducerea pe lumea Mântuitorului. Inima ei a fost frântă în timp ce stătea la piciorul crucii, văzându-și fiul murind în chinuri cumplite. Crucea lui Hristos i-a mișcat pe mulți. Pictorii au așezat pe pânză imagini impresionante, Compozitorii au compus muzică mișcătoare inspirați de această temă. Scriitori și predicatori au zugrăvit în cuvinte cât mai meșteșugite răstignirea lui Isus. Există pericolul de a te raporta la moartea lui Isus cu milă și compasiune și de a te opri aici. Dar Hristos nu a murit pentru a stârni compasiunea oamenilor. Nu compasiunea, ci credința voastră o vrea El. Mai târziu, tot în Evanghelia lui Luca, Vom vedea că în timp ce Isus se îndrepta spre cruce, câteva femei mergeau alături de el și plângeau. Domnul Isus s-a întors spre ele și le-a spus, Ficele Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi înși vă și pe copiii voștri. Dacă plângeți pentru Isus, dragii mei, păstrați-vă lacrimile pentru voi și pentru familia voastră. Nu are rost să plângeți pentru El, pentru că Domnul Isus nu are nevoie de compasiune. Domnul Isus Hristos vrea să credem în El, să-i dăm voie să pătrundă în inimile noastre. Maria a suferit cumplit văzându-L pe Domnul Isus răstignit pe cruce, dar suferința ei nu avea nicio legătură cu mântuirea noastră, nici măcar cu mântuirea ei. Ea suferea din cauza relației omenești care exista între mamă și fiu, pentru că Maria era mama Domnului Isus. Ea l-a pe lume și îl crescuse. El era fiul ei. Când Domnul a privit în jos de pe cruce, a spus, Femeie, iată fiul tău! Aceasta era manifestarea unei relații omenești pe care nimeni altcineva nu mai avea cu el. Maria suferă, deci, ca mama Domnului nostru. Atunci s-a împlinit profeția lui Simeon. Sufletul ei a fost trepuns de o sabie. Dar iată acum ajungem la o altă cântare din această Evanghelie. Mai era acolo și o prorociță. Ana, fata lui Fanuel din seminția lui Așer. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei șapte ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. A venit și în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Isus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Asemenea lui Simeon și Ana trăia foarte aproape de Dumnezeu și Dumnezeu îi acordase această favoare de a-L recunoaște pe Fiul lui, pe Mesia. Ana a mulțumit pentru această favoare. Deși cântarea ei nu este redată aici, ea i-a adus laude lui Dumnezeu pentru împlinirea făgăduinței sale. Nu pot să nu vorbesc aici despre cei care cred că 10 din cele 12 semințiale lui Israel s-au pierdut adică cele 10 seminții care au fost duse în captivitatea siriană în secolul 8 înainte de Hristos, au migrat spre nord în loc să se întoarcă în Israel. Dacă veți cerceta Biblia, de la momentul întoarcerii Israelului în țară, după perioada de captivitate, puteți găsi referiri la toate semințiile. Aici este menționată Ana ca trăgându-se din seminția lui Asher. Este evident că Ana nu s-a pierdut, Matei ne spune că următorul eveniment din viața lui Isus a fost călătoria în Egipt. Luca nu prezintă deloc această relatare. Este momentul să ne amintim din nou că fiecare Evanghelie a fost scrisă pentru un scop diferit. Matei îl prezintă pe Domnul Isus Hristos ca împărat, în timp ce Luca îl prezintă în calitatea sa de om de Venirea magilor nu servea scopului lui Luca. Magii veniseră să caute un împărat, nu un ideal pentru neamul grecilor. Luca îl prezintă pe Isus ca omul desăvârșit. Observați, vă rog, cum își împlinește Luca acest scop. După ce au împlinit tot ce poruncea legea Domnului, Iosif și Maria s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret. Iar pruncul creștea și se întărea. Era plin de înțelepciune, și harul lui Dumnezeu era peste el. Cum spuneam, Luca ne prezintă un om desăvârșit aici. Doctorul Luca se uită la acest băiat nu numai cu ochii specialistului în obstetrică, ci și cu cei ai pediatrului. Domnul Iisus Hristos a crescut fizic, era plin de înțelepciune, adică dădea de dovada unei dezvoltări intelectuale deosebite, iar Duhul lui Dumnezeu era peste el, adică din punct de vedere spiritual se dezvoltase de asemenea. Harul lui Dumnezeu era peste acest băiat, astfel că el creștea din toate punctele de vedere, fizic, mental și spiritual. Din păcate, acesta este un lucru pe care multe persoane îl ignoră. Domnul Isus nu a rămas un copilaș într-un leagăn, trebuie să ne amintim mereu de acest lucru. Multora le place această imagine pentru că le place să sărbătorească un Crăciun, să sărbătorească un copil. Copilul acesta nu le cere prea mult în cele din urmă. Dar, Așa cum bine știm, dragi prieteni, Domnul Isus Hristos a crescut. La un moment dat avem un Paște de sărbătorit, ceea ce înseamnă că Domnul Isus a murit și a înviat. Iar acesta a făcut-o de dragul nostru. Dar tocmai aceste aspecte trebuie să ne conducă la un alt element important. Întoarcerea sa în calitate de judecător. Poate că nu ne place să acceptăm aceasta. Nu ne place să acceptăm că păcatele noastre au solicitat ca un copil, copilul Dumnezeu să moară pentru acestea. Nu ne place să recunoaștem că suntem păcătoși și că într-o bună zi ne vom confrunta cu judecata lui Dumnezeu. Acum însă urmează un incident pe care numai Luca îl înregistrează. Luca relatează acest eveniment pentru că este un pediatru care vrea să observe evoluția copilului. El alege să prezinte o scenă din viața Domnului Isus când avea numai 12 ani. Pentru că nu avem relatări despre copilăria Domnului nostru în Evanghelii, unii spun că aceștia sunt anii tăcuți sau anii tăcerii din viața Domnului. Personal, nu cred că sunt deloc tăcuți. Cred că textele din Vechiul Testament pot umple aceste goluri foarte bine, dacă le căutăm cu atenție. Dar să revenim la acest unic incident din copilăria Domnului nostru relatat de Luca. Părinții lui Isus se duceau la Ierusalim în fiecare an la praznicul Paștelor. Când a fost el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul praznicului. Apoi, după ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Isus s-a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Au crezut că este cu tovare și lor de călătorie, și au mers cale de o zi și l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. Dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-l caute. Maria și Iosif creșteau un copil normal, sănătos. El nu umbla printre oameni cu o aură deasupra capului. Artiștii evului mediu, cred eu, au avut o concepție ciudată despre Domnul Isus Hristos, atât în ce privește imaginea lui din copilărie, cât și cea de om matur. Nu cred că Domnul Isus arăta așa cum îl reprezintă ei. Pentru că Domnul nostru a avut o copilărie normală, a fost un copil normal. În vremea aceea, oamenii călătoreau în grupuri mai mari. Când a venit vremea să plece din Ierusalim, toți locuitorii din Galileea s-au adunat într-o mică localitate la nord de Ierusalim pentru a face împreună drumul spre casă. Aici l-au pierdut pe Domnul Isus. Probabil că Iosif și-a zis: Unde este Isus? Iar Maria a răspuns: Am crezut că este cu tine. L-au căutat printre toți cunoscuții, și când au descoperit că lipsește, s-au întors înapoi la Ierusalim. Iosif și Maria l-au căutat timp de trei zile. Și unde credeți că l-au găsit? În templu. După trei zile l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți care l au auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Când l-au văzut părinții lui, au rămas înmărmuriți și mama lui a zis, Fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. El a zis, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusele lui. Când Maria și Iosif l-au găsit pe Domnul Isus în templu, el stătea în mijlocul celor mai învățați cărturarea a celor vremi. Aceștia îi puneau întrebări și îl ascultau. Se pare că el le punea întrebări la care ei nu puteau răspunde. Cărturarii erau uluiți de răspunsurile Domnului. Și amintiți-vă că avea doar 12 ani. Este clar că Maria și Iosif s-au supărat pe el. De răspunsul Domnului Isus, atunci când este mustrat, descoperă surpriza față de faptul că părinții lui nu și-au dat seama că el trebuia să se ocupe cu lucrurile lui Dumnezeu, tatăl său. Dacă Iosif ar fi fost tatălui, ar fi spus, ce ai de gând să faci? Vrei să facem lucrări de tâmplărie în Ierusalim? dar Iosif nu este tatăl Domnului Isus. Este foarte interesant ceea ce spune Domnul Iisus. Observați, vă rog, că, deși este încă un copil, el are o conștiință de plină a faptului că nu aparținea familiei pământești. Gândiți-vă cam ce presupune acest fapt. Am cunoscut un copil care, la o vârstă fragedă, a fost adoptat. După o perioadă de timp, copilul a aflat despre acest lucru. Din acel moment, părinții lui adoptiv au avut serioase probleme cu educația lui. Nu voia să asculte, pentru că nu considera că părinții aveau dreptul să exercite vreo autoritate asupra lui. Acum sunt sigur că nu acesta era cazul domnului Sus, dar el știa, și la fel Iosif și Maria, că relația dintre ei este de cu totul altă natură. Cu toate acestea, nimeni nu a abuzat de poziția aceasta. Domnul Isus vorbește despre lucrurile Tatălui Său din ceruri. Maria nu a înțeles în acele momente cine era El cu adevărat și ce implica lucrarea Lui, dar a păstrat aceste cuvinte în inima ei așa cum făcuse și până atunci. Apoi s-a pogorât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mama s-a păstrat cuvintele acestea în inima ei. Și Isus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Domnul Isus era ascultător de părinții lui. Cred că tinerii și chiar copiii de astăzi ar trebui să învețe această lecție. Pentru că ei se răzvrătesc tot mai mult și cer tot mai mult să fie ascultați. Eu, trebuie să spun, am ascultat și încă nu am auzit nimic în afara publicității care li se face la radio și televiziune. Personal, nu cred că un adolescent are prea multe de spus este încă necopt, chiar dacă are un coeficient de inteligență foarte mare. Informația pe care o poate da este limitată și se bazează pe prejudecăți. Ca să nu mai vorbim de faptul că un adolescent nu are experiența care să-i permită o evaluare corectă a acelei informații. Este remarcabil faptul că aflăm despre Domnul Isus cât de ascultător era de părinții lui și cât de supus le era. Doctorul Luca ne oferă o relatare despre acești ani tăcuți în care Domnul Isus a crescut și a devenit adult. Încă o dată, el a crescut în înțelepciune, în statură, fiind plăcut lui Dumnezeu, adică o creștere spirituală și, bineînțeles, și oamenilor. Ceea ce dovedește că nici latura socială nu era ignorată. Domnul Isus creștea și se dezvolta sub toate aspectele pentru a deveni un om de Dar nu numai Domnul Isus a crescut. Vă mai aduceți aminte de Ioan? Și el, crescuse. Dar iată ce ne spune Luca despre el. Urmând abordarea unui adevăr istoric, Luca folosește datele istoriei laice pentru a încadra în timp lucrarea lui Ioan Botezătorul. El pune accentul pe mesajul de pocăință al lui Ioan, aceasta fiind condiția pentru venirea lui Mesia. Pornind de la sistemul mozaic al spălării în apă, un obicei obișnuit în vremea aceea, care consta în imersiune. Ioan i-a botezat pe cei care au venit la ei, pregătindu-i astfel pentru venirea lui Hristos. Era doar o prefacere morală. Hristos urma să boteze cu Duhul Sfânt și aceasta era transformarea reală. Dar să nu neglijăm faptul că intrăm în cel de-al treilea capitol din Evanghelia după Luca, și aici avem o genealogie a Domnului nostru. Genealogia din acest capitol aparține Mariei, ceea ce relevă două aspecte. În primul rând, merge până la Adam. Tatăl, neamului omenesc. Isus era cu adevărat om. Matei, care ni îl înfățișează pe Domnul Isus ca împărat, trasează genealogia lui doar până la Avram. Luca, în schimb, îl prezintă pe Domnul Isus ca om și merge cu genealogia lui până la Adam. În al doilea rând, Maria se trăgea și ea din David, dar nu prin Solomon, ci prin fiul lui David, Natan. Acest capitol conține foarte multe detalii. Pentru că vedeți, Luca este foarte minuțios în relatările sale. În anul al XV-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea, Irod cărmuitor al Galilei, Filip fratele lui cărmuitor al Lituriei și Trahonitei, Lisania cărmuitor al Abilenei. În acest verset sunt prezentate șase personaje care ne permit să stabilim în ce an se întâmplau aceste lucruri. Cezar August era împărat la nașterea Domnului Isus Hristos. Acum împărat este Tiberius Cezar. Istoria care trebuie să ne confere detaliile necesare ne spune că Tiberius era un împărat sclipitor, dar foarte brutal. Era deștept, dar viclen. Era lipsit de omenie și un păgân. Tiberius Cezar încerca să devină stăpânul lumii. În zilele marilor preoți Ana și Caiafa, Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Tot pe vremea aceea, Ana și Caiafa erau mari preoți. Poate vă întrebați de ce erau doi mari preoți. Existența a doi mari preoți relevă puterea pe care o avea Roma asupra religiei din Ierusalimul acelor vremi. Ana era puterea din umbră, având o influență foarte mare, dar Caiafa era marele preot oficial numit de autoritățile romane. În mod normal, Ioan ar fi trebuit să slujească în templu, așa cum făcuse tatăl său. El ar fi trebuit să fie un om de seamă, un conducător în templu, dar îl disprețuia. De fapt, nu disprețuia templul. Disprețuia formalismul, religiozitatea aceasta fără esență pe care o îmbrățișase poporul atunci. Ioan a plecat în pustie și a renunțat la preoție. Nu a vrut să slujească în cadrul unui sistem corupt, așa că a devenit profet. Aceasta este imaginea corectă. Ioan a fost preot și a devenit profet. Avem nevoie de așa ceva, dragii mei. Ioan Botezătorul este unul din acele personaje uimitoare care își fac apariția din când în când, meteoric. El le amintea oamenilor de Ilie din cauza unor asemănări certe în metodele lor. De asemenea, Ioan amintea poporului de acela care urma să vină de Mesia. Ioan Botezătorul era un personaj paradoxal, un om cu adevărat neobișnuit. Luca ne-a vorbit despre nașterea lui miraculoasă. Ea a fost precedată de vizita îngerului Gabriel. Copilăria lui este trecută cu vederea și următorul incident în care îl găsim pe paginile scripturii marchează începutul lucrării sale. Încă o dată, el a fost un preot, unul care ar fi trebuit să slujească la templu, se facă legătura dintre oameni și Dumnezeu, dar el a devenit un profet, cel care stătea înaintea lui Dumnezeu și care apoi vorbea oamenilor cuvintele sale. În același timp era și un predicator, unul care propovăduia cu voce tare voia lui Dumnezeu. Ioan a fost preot prin naștere, pentru că el era fiul lui Zaharia, dar a fost chemat de Dumnezeu să fie profet. Și Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. Aceasta era predica lui Ioan, aceasta era propovăduirea lui. De fapt, dacă citiți, predica lui este una atât de scurtă. Pocăiți-vă și credeți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Atât. Aceasta era predica lui Ioan. Cu toate acestea, mari mulțimi de oameni veneau la Iordan să fie botezați de el. El este ultimul dintre profeți. De fapt, el este un personaj al Vechiului Testament, care pășește pe paginile Noului Testament. Este o apariție pitorească, un bărbat nebărbierit, neîngrijit, îmbrăcat cu haine din păr de cămilă. Se deosebește de restul oamenilor prin îmbrăcăminte, dietă și înfățișare. Și va avea parte de același tratament care a fost aplicat tuturor profeților dinaintea lui, adică va fi dat la moarte. Dar despre aceasta vom discuta în întâlnirea noastră viitoare. Este important însă să reținem cât de mare a fost dedicarea acestui mare om și să ne lăsăm inspirați de ea. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.